O primar din județ n-au nicio treabă cu iarna, nu au întocmit nici la această oră un plan de măsuri privind eventualele situații de urgență din sezonul rece. Fluieră nepăsători cu mâinile în buzunare și semnează ca primarii, iar când dau nămeții peste ei, afirmă cu tărie că au fost luați prin surprindere. Până la 31 octombrie, toate primăriile din Alba ar fi trebuit să prezinte Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență un plan propriu de măsuri împotriva eventualelor situații dificile create de anotimpul rece. Doar o treime din primari s-a conformat. Din păcate, am constatat că la acel moment, din 78 de unități administrative teritoriale, doar 20 ceva au transmis planul. Am transmis tuturor primăriilor să ne transmită în termen de o săptămână planurile. La sfârșitul săptămânii trecute a expirat termenul, au rămas încă 30 care nu au transmis nimic. Iar luni am revenit cu adresa către ei, în care le-am precizat că dacă până la sfârșitul acestei săptămâni nu primim planurile, voi solicita, conform ordonanței de urgență 21 din 2004, voi solicita Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență să aplice sancțiuni contravenționale. Cu sulancoaste, majoritatea primarilor s-au trezit de urgență pentru viitoare urgențe, dar nu toți. La acest moment au rămas următoarele unități administrative teritoriale care încă nu au transmis planurile de măsuri și trebuie luate în caz de situații de urgență în timpul sezonului rece. Albac, Cerul Băcăinți, Comuna Horea, Miraslău, Mogoș, Opoliș, Pohaba și Șibot. Respectivii primari promiteau în iunie la alegerile locale mare acusarea că nu-i durea gura și nici nu-i strângea cămașa că era vreme caniculară de tricou electoral. Acum, în prag de iarnă, îi doare în bască de comună, de electorat și eventuale urgențe că au izmene groase și obraz în consens.